Situația a fost sesizată în seara zilei de marți prin apel la numărul de urgență 112. Un ursuleț a căzut într-o fântână, dar din cauza că puțul era foarte adânc și ursoaica era în apropiere, echipajele de intervenție nu au reușit să elibereze puiul de urs aseară. Operațiunea s-a reluat miercuri. Animalul a fost eliberat prin introducerea unei scări în interiorul puțului. Nu mișca, nu mișca funia, Virgil, stați pe loc. Ăla e. Yes! Bravo! Intervenția a durat aproximativ o oră, timp în care au fost folosite mijloacele acustice de la autospeciala jandarmilor pentru a ține la distanță ursoaica. La acțiune au participat 8 jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean Brașov și un echipaj al Direcției de Monitorizare și Protecție a Animalelor, care a avut în componență și un medic veterinar.